Profesorul Lilian Achelariu, fost director al școlii Calistrat Hoga și este noul consilier local. Aceasta a depus jurământul în ședința de Consiliu Local de joi. Lilian Achelariu a ajuns consilier de pe listele Apel, reprezentând în acest moment Partidul Național Liberal. Cei 18 consilieri prezenți i-au acordat în unanimitate girul de a ocupa fotoliul de ales local. La vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Vă rog pe doamna Chelariu să le pună în jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Lilian Achelariu a primit din partea reprezentanților municipiului eșarfa și insigna cu simbolurile orașului. Doamna Achelariu, vă felicit pentru venirea în mijlocul nostru și din clipa aceasta puteți participa la Bine. 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 Și eu vă mulțumesc că mi-ați permis să fac parte din această familie a Consiliului Local și sper să contribui în această lună, așa cum toată lumea a spus, consilier pentru o lună, cât nu se știe, nu se știe, urmează cel puțin 4 ani. Lilian Achelariu a ajuns în Consiliul Local ca urmare a demisiei la finele lunii ianuarie a lui Maricel Benchea. Consiliul Local se va mai întruni, cel mai probabil, într-o singură ședință, luna mai fiind și luna campaniei electorale pentru alegerile locale din luna iunie.